Deci era de vârsta a treia, am văzut că le-a semănat ieri flori, au fost în vizită la dumneavoastră, la președintele care nu mă prezintă, așa. Dar deci, de ce nu n-ați organizat pe toți vârsta a treia? Taică meu 98 de ani, nu a cerut și nu vine la, să vă bată la ușă, să vă deranjeze. Dar ar trebui să fie toți respectați, toți veteranii, care au rămas vreo 10, mi se pare că. Dar nu, pe doi aduce și îi pune în fotoliu și dumneavoastră îi dați flori, le spuneți cum să vorbească. Pe toți trebuie să-i luat în seamă că a luptat și taică mi-a luptat și ficiorul și mă doare sufletul. N-am venit să vă cer fotoliu, dar am venit să fie respectat Ionele. Că aveți, mă rog, așa fotoliu, așa post, mi se pare că trebuie pe toți să-i luați în considerație. Corect? Of, Doamne Dumnezeule! Da, pare că dumneavoastră aveți informații eronate, ca și de fapt... Da, nu mai este eronat, tot așa s-a făcut și la 9 mai, ea s-a luat cu jipurile, cu tot transportul cel mai luxos pe care vă primlați și care aveți toți când se dă doare de seama averile. La tot! Și de ce cu balul ăsta, cu guleaia ăsta din centru? De ce nu ați invitat, dar... Ionuț, mă doare suflet, vreți, sunteți așa tână și așa vă comportați. Vreți, veniți astăzi, Igoraș, este invitat absolut. Dacă eu vin când a cânta, când a cânta Deșteaptă pe români, iată, atunci o să vin. Deșteaptă pe români? Da, fiecare are cetățenie română. Nicio problemă, vă duceți acolo unde cântă Deșteaptă pe români, care problemă? Toți trebuie să fim uniți și toți trebuie uniți, ești, dumneavoastră. Sora vă e în România, nu vă doare sufletul, Ionel ești. Sora mea este pe loc aici. Păi alte și întrebări? Fiecare alte întrebări, că să fie liniște în țară și să fie o lege pentru toți. Igoraș a spus, nu, că dai gălăgia asta, de ce, în viitor, pentru cum... N-are sens, eu nu pot să răspund la nicio întrebare.